Incertitudine după Brexit pentru comunitățile de români din Marea Britanie. Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, face apel la calm. După referendumul privind Brexit, există o situație foarte fluidă în mediul politic și opinia publică din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit ambasadorului României la Londra, Dan Mihalache, care a afirmat într-un interviu acordat Ager Press că în momentul de față nimeni nu poate să evalueze exact cum vor evolua lucrurile în viitor, nici la nivelul instituțiilor britanice, nici în cele ale Uniunii Europene și statelor membre. El subliniază că ieșirea unei țări membre din Uniunea Europeană reprezintă un experiment fără precedent, neexistând practici despre cum ar trebui să decurgă lucrurile. În condițiile în care apartenența la Uniunea Europeană a creat mii de fire prin care o țară e legată de spațiul comunitar. Referitor la românii din Marea Britanie, ambasadorul Mihalache arată că există o îngrijorare în rândul acestora privind păstrarea locurilor de muncă și libertatea de circulație, semnalată inclusiv prin telefon primite în ambasadă. El face însă un apel la calm, inclusiv către presa din România, dând asigurări că pentru perioada următoare nu există un risc imediat de a fi pierdute aceste locuri de muncă sau de a fi limitată libertatea de circulație. Vom vedea cum se va așeza, vom vedea care va fi procesul de negociere pe de o parte între Marea Britanie și Uniunea Europeană, bilateral între Marea Britanie și România. Deocamdată vreau să asigur că în perioada următoare nu se va întâmpla absolut nimic nici cu afacerile lor, nici cu locurile lor de muncă, nici cu libertatea de a circula nestingherit în spațiu, deocamdată în spațiu comunitar. Românii care trăiesc și muncesc acolo de mai multă vreme se pot gândi la cetățenie și la contribuțiile plătite către sistemele de asigurări sociale și pensii, care le-ar putea servi cauza, scrie Economica. Un credit ipotecar complică lucrurile. Dacă vor exista cazuri de români sau familii de români nevoite să se întoarcă în țară, trebuie să vadă ce este de făcut cu ratele în lire.